Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro, eu sunt Cristi și în acest tutorial o să vă explic cum puteți reintroduce uh, umiditatea în aerul din casa voastră atunci când folosiți aer condiționat vara și atunci când încălziți excesiv iarna. Uh, ce se întâmplă, de ce dispare umiditatea din aerul nostru și ce se întâmplă atunci când dispare? Uh, dispare pentru că umiditatea întotdeauna caută să se ducă în cel mai rece loc. Pe timp de iarnă, cel mai rece loc este exteriorul, aerisim puțin, vâști, s-a dus toată umiditatea afară, închide în geamul și rămânem cu o umiditate relativă normală și în momentul în care dăm căldura mai tare, aceasta scade la valori destul de problematice, să zicem sub 40% umiditate, ce am observat eu, chiar sub 35%, Începe să devine deranjante, ustă ochii, se usucă mucoasele, adică nasul, gura, pe timp un nopții vrei să bei foarte multă apă, te trezești des, somnul profund se întrerupe și așa mai departe. Pe timp de vară, ce se întâmplă, de ce dispare umiditatea din casă? Pe timp de vară folosim aerul condiționat, unitatea internă a aerului condiționat este foarte rece, automat umiditatea se duce spre unitatea internă. Se depune pe lamelele acelea și de pe lamele curg în, curge într-o tăviță picătură cu picătură și se duc afară pe tubulețul ăla pe care îl vedeți voi afară care pică mereu. Uh, nu avem ce să facem. Aparatele de aer condiționat așa funcționează și așa vor funcționa multă vreme de acum încolo. Sunt unități de aer condiționat foarte complexe. Vă dau un exemplu, de la Daikin este Ururu Sarara, dar costă foarte mult, care introduce aer de afară și umidifică natural aerul. Dacă aveți foarte mulți bani, puteți să vă cumpărați așa ceva, dar eu vă recomand astăzi să folosiți un umidificator. Eu folosesc acest umidificator de ceva vreme și sunt foarte mulțumit de el. Își face treaba atât iarna când se usucă aerul din cauza căldurii, cât și vara când folosim aerul condiționat și chiar dă, să zicem, creează practic o atmosferă plăcută în casă. Nu mai simți că te usuși, nu te mai ustură ochii, nu ți se mai usucă gura, nasul și așa mai departe. Că și în momentul în care se usucă nasul, am înțeles că poți să răcești mai repede pentru că se duc virusii direct în plămâni, în loc să rămână pe mucoase. Acum, aparatul pe care vi-l voi prezenta astăzi este un aparat foarte simplu. Folosește o membrană piezo care vibrează cu ultrasunete, potențiometrul ăla pe care îl vedeți voi reglează modul în care vibrează această membrană piezo. Aparatul este foarte, foarte simplu. La început nu prea l-am înțeles, mă uitam la el ca vițelul la poarta nouă, cum se spune, dar este foarte simplu, are sus un rezervor cum te uiți în interior are în mijloc un turnuleț, turnulețul ăla are o, o greutate să zicem de plastic așa în mijloc care stă exact deasupra la membrana piezo ca atunci când începe să vibreze să nu facă să nu arunce strop de apă prea tare. El ar merge și fără aia, dar ca să o folosești la o vibrație mare, membrana piezo e bine să fie turnulețul acolo să nu facă, să nu stropească cu apă. O să vedeți dacă folosiți un astfel de aparat că vibrația aceea se concentrează într un anumit punct și apa începe să se transforme în vapor, dar este un vapor rece. Nu este uh, ca atunci când fierbe apa la ibric, să zicem. Este o, un abur rece și foarte plăcut. Acest abur, fiind extrem de fin, uh, el în momentul în care uh, se răspândește în cameră, imediat se evaporă. Deci sunt picături foarte, foarte mici, microscopice, care se evaporă imediat și se completează umiditatea din casă. Uh, dacă ne uităm în aparat, e foarte simplu cum funcționează. Pe mijloc are membrana piezo, are turnulețul ăsta antistropire, să zicem, mai are un tub într-o parte, un tub care este conectat la un ventilator de desubt, care suflă aer. Ce se întâmplă? În momentul în care suflă un aer, se formează o presiune pozitivă sub capac și aburul este împins pe, pe fanta aia pe care poți să o direcționezi în ce parte vrei tu. Uh, mai are de asemenea o chestie mică ca un fel de gogoaș așa care plutește, ăla este un plutitor uh, cu un contactor uh, cu bobină pe partea cealaltă cred, uh, care îi spune aparatului în momentul în care rămâne fără apă când ăla nu mai plutește și se lipește de partea de jos, înseamnă că nu mai e apă și atunci trebuie să oprească ventilatorul și uh, membrana piezo uh, aparatul are un rezervor de 4 litri, eu am observat că rezistă cam o zi întreagă fără probleme, cu toate că spun că rezistă 10-12 ore, eu l-am lăsat o zi întreagă și a mers fără probleme, spre seara trebuie să-l completez din nou, deci zic că durează undeva cam 20 de ore, bine l-am lăsat și un pic mai încet, probabil la maxim e valoarea asta de 12 ore cât ține apa în rezervor, trebuie să o completați și aici insist pe chestia asta pentru că eu sunt la al doilea aparat pe care îl folosesc, ce am făcut prima oară, am făcut o greșeală, n-am citit prospectul bine, nici acum l-am citit sincer să fiu. Și am folosit apă de foraj de asta de puț. Și apa de puț are foarte mult calcare, calcarul a început să depună peste tot prin aparat, pe membrana a piezu nu mai funcționa bine. Acum folosesc apă ozmozată de la o membrană de asta de ozmoză inversă și asta e aproape ca apa de ploaie, dar nu are minerale de astea dizolvate în absolut deloc, poate foarte foarte puțin și acum aparatul funcționează mult mai bine și uh, aburul acela care este răspândit în aer uh, nu mai depune praf că înainte, depunea un praf alb așa uh, din cauză că toate mineralele alea se și unele dintre ele se și ridicau în stropișorii de apă, că repet, nu este apă distilată aia, nu este apă fiartă, nu sunt aburi de apă, sunt practic picături foarte, foarte mici, se formează așa un... Ca, un, ca o ceață de aia, să zicem, cum fac ăștia la nuntă, cam așa ceva se vede, dar bine, nu rezistă mult, decât se ridică și puf, gata, a dispărut, s-a dizolvat în aer. Sincer, aparatul acesta mie mi se pare foarte accesibil, este undeva la 100 și ceva de lei. Eu l-am luat de la Carrefour la 119 lei, parcă probabil o să-l găsiți și voi acolo dacă mai au. Dar în perioada asta bănuiesc că mulți vor să regleze practic umiditatea din aer și s-au dus să-și cumpere astfel de aparate. Se pot folosi și pentru aromoterapie, pentru tot felul de chestii să miroasă frumos în casă, se cumpără niște fiole de astea, dar mie sincer nu-mi plac chestia astea, îl folosesc simplu cu apă ozmozată. Dacă nu aveți apă ozmozată, puteți să folosiți apă distilată. Apa distilată, dacă nu aveți, puteți să luați de la aer condiționat, puneți afară o sticlă și o să curgă apă distilată acolo și după aia o puneți la loc în aparat. Da? E foarte simplu, mai trebuie să cumpărați ce să vă zic, chiar vi recomand aparatul, este un tutorial puțin diferit, dar nu e un tutorial, e practic o prezentare și o soluție pe care eu vă ofer. Consumul aparatului este undeva la minim, în momentul în care îl dăm la minim, indiferent la ce valoare îl dai potențiometrul ăsta, el o să meargă la fel ventilatorul, deci ventilatorul nu-și schimbă deloc turația, el merge constant. Uh, se schimbă, în, în schimb se uh, micșorează practic vibrația la piezo și uh, produce mai puține aburi. Uh, la minim, când, e, nu la minim, când e oprit de tot, consumă 0,2 W oră, când este dat pornit și dat la minim, produce mai puțin aburi, consumă undeva la 12 W oră, uh, iar în momentul în care este dat la maxim, în jur de 25 de W, da? Da, nu știu, nu cred că consumă mult, mai ales dacă îl folosim în anumite zile atunci când avem mai mare nevoie, că numai când folosim aerul condiționat, e o anumită perioadă pe anul îl folosești în fiecare zi, nu folosești non-stop. Doar atunci când folosești aerul îi dai drumul și la asta și uh, reglezi aerul. Am observat de câteva nopți că dorm mult, mult mai bine. Uh, și practic s-a reglat aerul în casă, nu mai e uscăciunea aia, nu, pui, nu puteai să dormi cu aerul condiționat, la mine nu știu, se încălzește foarte tare casa și nu puteam deloc, deloc, deloc să dorm. M-am gândit să vă prezint și vouă chestia asta, nu știu, vă place, nu vă place, să-mi scrieți pe rubrica de comentarii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la viitorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!